Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit pe Auroscop la o nouă etalare. Sunt sigură că vă întrebați ce urmează nou în planul iubirii, indiferent despre ce situație vorbim. Este, de fapt, sunt ultimele zile din luna mai. Ne pregătim intens pentru luna iunie, o lună a schimbărilor, o lună când se aliniază, Doamne ajută, planetele și este mai mult decât posibil ca viața să vă ofere, destinul, soarta, cum vreți dumneavoastră să spune, să vă ofere o serie de schimbări. Este o anumită ciclicitate, este o perioadă în care toți cei care până acum, mai ales în planul iubirii și nu numai, este vorba despre absolut toate planurile, cei care au fost ușor indispuși, cu foarte multe neclarități, îndoieli, nereușite. Sunt foarte multe persoane cărora nu li s-a întâmplat ceva foarte spectaculos, foarte bun sau o schimbare conform așteptărilor lor. Ei bine, din câte se pare, cam totul se petrece în începutul lunii iunie până pe 15 iunie. Se schimbă roata norocului, ca să spun așa, de data aceasta, în favoarea celor care, repet, nu au fost bine. Este cumva cei care au fost jos, acum urmează acea etapă în care lucrurile vor merge, să sperăm noi, din ce în ce mai bine. Este imperios necesar să nu vă opuneți schimbărilor și să nu vă opuneți acestui proces, pentru că, prin intermediul acestei cărți, Universul vrea să vă transmite că cu cât vă puneți cumva contra curentului, cu atât lucrurile nu se întâmplă așa cum v-ați dori voi. Să, dacă puteți, bineînțeles că este foarte ușor de zis, dar mai greu de făcut, să vă lăsați cumva cu valul, să zic așa, nu neapărat să vă lăsați duși de val, dar măcar să nu vă opuneți acestui proces, din contră să aveți încredere în acest proces, pentru că cu cât încercați să rezistați mai mult schimbărilor, cu atât vă creați niște stresuri sau stresori, cum se spune, chiar am văzut într-o reclamă, care nu sunt necesari. Go with the flow înseamnă această carte, adică indiferent de ce schimbări vin, gândiți-vă că este spre binele vostru cel mai înalt, pentru că o să fiți surprinși de nenumăratele surprize pe care vi le face minunatul univers, pe care ni le face minunatul univers. De asemenea, sunt niște deblocări, mai ales se deblochează comunicarea în general, comunicați din ce în ce mai bine, poate și la serviciu, poate și cu cei apropiați vouă, astfel încât să existe acea posibilitate să reușiți să rezolvați niște neînțelegeri, niște conflicte. Nu exclud varianta unor deblocări chiar fizic pe rețelele de comunicare, pe rețelele de socializare. Comunicări care ar putea să vă aducă ușor, ușor mai aproape de rezolvarea pe cale amiabilă a tuturor conflictelor personale și la serviciu. Din punct de vedere al planului afectiv-relațional, este un moment absolut minunat, mai ales pentru cei singuri. Cei care sunt în separare sau nu au nicio conexiune, să folosească tot acest timp de necomunicare în beneficiul lor. Asta înseamnă că este un moment foarte bun să vă întoarceți un pic la propria persoană, la propria ființă, să încercați pe cât posibil să fiți atenți la lucrurile la care ați renunțat în favoarea altor persoane, pentru că sunt foarte multe ființe dragi printre voi care au renunțat la propria persoană pentru ca altora să le fie bine. Acum este momentul vostru, este un soi de pregătire, sunteți în cantonament, dragii mei, dragile mele, până când veți fi voi cu voi bine, împăcate cu voi, în momentul în care acest lucru se va petrece, cu siguranță veți ieși din această perioadă și să știți că veți urca cu fruntea sus, vă veți elibera inclusiv de toate auto-învinovățirile,
Pentru că sunt foarte multe persoane care dau vina pe ele pentru faptul că au aceste, sau au avut aceste eșecuri emoționale. Este într-adevăr finalul lunii iunie și puțin câteva zile, să spunem așa, până în prima săptămână a lunii iunie, să zic că mai este o perioadă în care lucrurile stagnează, dar nu în sensul, eu știu, de a nu vi se întâmpla ceea ce vă doriți voi. Nu se întâmplă de obicei când vrem noi. Deci folosiți această perioadă să vă regăsiți pe voi, să aveți încredere în vocea interioară, pentru că ceea ce urmează este o schimbare. O schimbare în planul spiritual, în primul rând. Vă văd mult mai copți, mult mai maturi, mult mai mature în căutarea sinelui, pe care uneori, mă rog, tinde să mai pierdem așa din când în când, rătăcim cumva, și cred că sunteți foarte multe persoane care se simt așa, rătăciți sau rătăcite, dar cu siguranță, și mai ales dacă sunteți fecioare, fecioarele au tendința de a se autoizola. Această carte, coroborată cu energia generală a acestei talare, vorbește și de faptul că cei care, eu știu, sunt singuri și deja au trecut prin acest proces de autoregăsire, este momentul să străluciți, și chiar va fi moment, de fapt, pentru toată lumea, momentul să strălucească, să iasă în începutul lunii iunie, să iasă din această perioadă de autoizolare. Chiar se impune să încercați, potrivit a ceea ce am spus mai devreme, să faceți absolut tot ceea ce vă stă în putință, să vă eliberați de ceea ce nu vă mai este util, să încercați să vă faceți relații noi, fie pe rețele de socializare, fie pe la serviciu, să nu stați într-o zonă de aparent confort, într-o stare de negativitate continuă, să vă desprindeți cât puteți voi de acele, eu știu, deja constituite mantre, în unele cazuri, din păcate, nu pot, mie nu mi se întâmplă, mie nu. Universul nu funcționează așa și nici creierul. Creierul nu știe ce înseamnă nu și nici universul. Așa că să vedem acum ce este pe partea cealaltă, pentru că există, și am vorbit despre această ciclicitate, data de 9 iunie, să știți că este o dată sau în jurul acestei date, este un moment foarte bun, un moment al schimbării. Cred că va fi un moment de care va depinde ieșirea voastră din această izolare, din această singurare, să zicem așa. Și ia uitați, exact ceea ce vreau să vă spun, este vorba despre noi începuturi, new beginning, dacă vedeți, ca să aveți așa o confirmare și fizică. Noi începuturi, dragii mei, vă așteaptă noi începuturi, noi aventuri. Nu este, adică nu mic ar fi mirarea să urmeze în viața noastră o schimbare plină de pasiune, sau voi, într-adevăr, să puneți pasiune, sau este necesar, este imperios, necesar, este oportun să puneți foarte multă pasiune în absolut tot ceea ce faceți, departe de acele energii stagnante, eu nu pot, nu vreau, nu mai vreau sau nu mai vreau să știu. Avem porumbelul păcii și un soare în spate. Soarele este, înseamnă, pe lângă noi începuturi, înseamnă perspective pozitive, perspective luminoase. Cele din căsătorie, chiar spuneam că începând chiar de săptămâna aceasta s-ar putea să fie tot soiul de cereri în căsătorie sau măcar de planuri de viitor, oficializarea unei relații. Hai să vedem ce vom face pe viitor, că este momentul oportun să nu mai așteptăm. Lumea se grăbește și este o perioadă foarte, foarte, foarte bună, benefică schimbărilor așa de pe o zi pe alta, de la o clipă la alta. Așa că așteptați-vă că tot ce v-ați propus să se întâmple. Probabil că dacă vă uitați mult mai adânc în străfundul inimii voastre, și cred că aceasta ar putea însemna o recomandare, să spun așa, din partea minunaților ghii spirituali, celor care se opun schimbărilor. Uită-te în inima ta, uită-te în adâncul sufletului tău și ai să vezi că există cel puțin o persoană care te iubește necondiționat. Puteți să fiți voi această persoană, și vreau să lămuresc această carte, sau poate să fie cel puțin o persoană care vă iubește. Cel puțin în momentul ăsta există o persoană care vă iubește.
această persoană nutrește o iubire pentru voi mai adâncă decât oceanul însuși. Și vreau să văd despre cine este vorba, mă scuzați, să știți că poate să fie vorba despre o persoană care are ochii albaștri, ca oceanul, sau poate să, da, cu părul șaten, sau poate să fie o persoană cu o privire pătrunzătoare, sau o persoană care, să spunem așa, a pus ochii pe voi de multă vreme. Haideți să vedem ce este cu această persoană. Există o dată de 5 sau acum 5 luni. Probabil că n-ar fi exclus să fie noi începuturi cu o persoană din trecutul vostru cu care ori v-ați ciondănit acum 5 luni sau într-o lună de iarnă, una dintre lunile de iarnă sau după o relație de 5 ani. Cu gropiță în barbă, dumnealui, o relație de yin și yang. Această persoană își dorește să aibă această relație de yin și yang. Este o persoană care poate să fie din zodia fecioară, balanță, vărsător, capricorn, berbec, rac, leu, ca semne zodiacale predominante. Este o persoană care, dacă n-ați cunoscut-o, spuneam că data aceasta de 9 este o dată absolut, nu este întâmplătoare deloc. Este o dată în care lucrurile se pot schimba, v-am spus, de la o clipă la alta, întâlnirea cu această persoană sau revenirea acestei persoane în prezentul dumneavoastră. Este o persoană care cred că e ușor spășită, așa, adică nu mi se pare că acum, cel puțin, așa cum o simt eu, ar fi foarte războinică sau gata să dea cu pumnul în masă la figurat vorbind, ci este mai mult abătută, să spunem așa, abătută sau tristă. Probabil că voi ați fost acele persoane care l-au echilibrat sau au echilibrat-o după caz. În momentul în care lucrurile nu s-au mai întâmplat conform așteptărilor voastre, v-ați despărțit, acum vorbind despre o situație din trecut, s-a rupt acest echilibru. M-aș duce mult mai departe, alături de profunzimea gândurilor sale către voi, că ați putea fi chiar suflete pereche, o regăsire de suflete pereche. Se gândește la voi, are o atitudine romantică, melancolică, nostalgică, pe aici, pe acolo, pe alături. Culoarea albastră este culoarea protecției, culoarea safirul, nu știu dacă vă place culoarea asta, dacă safirul este piatra care vă protejează, dacă nu știți, cred că este la voi, din ceea ce simt eu, ametistul, nu, am zis ametistul, safirul și zenitul. Sunt, să zicem așa, ca protecție, dacă vă place sau nu știu de ce simt pentru cei care rezonează cu această etalare. Probabil că nu v-ați înțeles la un moment dat, probabil că ați, în trecutul vostru a existat, acum vorbesc despre acest caz, despre trecut, au existat niște planuri, de exemplu, niște agremente, niște lucruri cu care nu ați fost de acord, sau pur și simplu niște oferte, niște propuneri, mă rog, sper că nu au fost indecente, cu care nu ați fost neapărat de acord și de aici probabil că s-a stricat toată relația. Dar o importantă și mare relație, o relație care întotdeauna v-a provocat, întotdeauna s-ar putea să vă dea bătăi de cap, dar cu cât sunteți mai diferiți, cu cât sunteți mai bătăioși, cu cât sunteți mai mai puțin clasici, așa, cu atât această relație vă provoacă. Și urmează o perioadă în care o să vă băgați așa cumva bățul prin gardă unul celuilalt, dar de drag, pentru că așa sunteți voi și, cum să vă zic, și de o parte și de cealaltă există singurătate. Și cealaltă persoană este singură. Sunt foarte multe lucruri care nu s-au spus. Sunt foarte multe lucruri pe care le țineți. Aici este un
De asta spuneam că se deblochează chakra comunicării, cu siguranță există posibilitatea unor scrisorele, unor mesaje, o dată de 7, la fel. Este ca și cum pe această relație s-a pus o etichetă, o pecete. Adică nu știu dacă neapărat, deși bănuiesc că este o etalare pentru cei care își doresc persoanele astea în viața lor, povestea asta nu este nici pe departe terminată și indiferent de această singurătate, lucrurile să știți că... Scuzați, am pus mâna pe la valiere. Sper că nu v-am rupt urechile. Reapare. Chit că mai este cu altcineva, chit că nu... Se gândește la voi și să știți că voi sunteți balansul, voi sunteți echilibrul și a fost întotdeauna echilibrul acestor persoane. Edi, dacă vă spune ceva, Horațiu, Mitică, avem și o Mitică pe aici. Sunt foarte multe nume cu M, cu T, cu H, cu E, cu T, am mai zis, cu N, cu O, cu B, de asemenea S, A și D. Ca inițiale. Plutește în aer comunicare, reluarea unei comunicări, cu șanse foarte mari de, să spunem așa, discuții, schimb de mesaje, scris. Deocamdată nu prea văd eu așa foarte multe telefoane, dar vă provocați foarte tare unul pe celălalt. Deci ar putea să fie o perioadă de tachinări, chiar dacă vă cunoașteți, chiar dacă nu vă cunoașteți, cei pentru care, mă rog, vorbesc acum, cei care nu se cunosc, perioadă de tachinare, perioadă de pasiune, în orice caz, persoana asta, dacă o cunoașteți, este o persoană pasională, o fire pasională, sau voi sunteți ambii firi pasionale, dacă nu urmează, pentru cei care, eu știu, nu au pe nimeni, urmează o perioadă extrem de... plină de pasiune. Carte de final. Cu siguranță există și acea posibilitate de a consuma această relație chiar și la nivel intim. De ce nu? Că tot vorbeam de pasiune. Avem și peșii gemeni, cei care consumă această energie, această relație și la nivel intim. Probabil că cel mai bine în momentul acesta este să trăiți momentul și să încercați pe cât posibil să nu proiectați foarte mult în viitor această relație. Adică probabil că o să fie un moment de iure și o să vă ia valul, să zic așa. Și atunci ghii spirituali încearcă să vă spună toate la timpul lor, trăiți prezentul și nu încercați să vă puneți bețe în roate singuri, să vă împiedicați de anumite detalii și să proiectați mai repede decât este cazul această relație în viitor. L-am întâlnit, am pus ochii pe el, am pus ochii pe ea, ok, ne-am îndrăgostit, pasiune multă, în sfârșit această relație, gata, trebuie neapărat să fie forever, să fie pentru eternitate, pentru că atunci intervin multe situații în care vă geloziți, în care nu vă convine o atitudine a celelalte persoane, mai ales dacă nu vă cunoașteți. Știți, adică este foarte mare tentația aceea de a intra în această relație pe repede înainte, fără să vă cunoașteți. Și atunci, dacă vă creați iluzii, s-ar putea să aveți deziluzii. Asta încearcă Universul să vă transmite. Bucurați-vă unul de celălalt, admirați-vă calitățile unei celuilalt și... încercați să aveți încredere în acest proces, pentru că este o relație protejată, o relație de yin și yang. Ambii parteneri, atenție, sunteți extrem de posesivi. De asta cred că Universul încearcă să vă spună, nu mai proiectați din prima în Univers, în viitor, această relație. Întâi cunoașteți-vă, pentru că sunt foarte multe emoții ușor negative. Este al meu și numai al meu. Intervin geloziile, intervin acea emoție, acel sentiment de posesivitate, știți? În momentul în care veți cunoaște această persoană sau probabil că deja dacă o cunoașteți, aveți tendința de
a pune, cum se spune, a pune șoa pe cal, e al meu, gata, e și invers, să știți, adică este o chestiune și viceversa, și din partea lui sau și din partea ei, după casă ar putea să, nu știu, s-ar putea să întâlniți această idee de posesivitate. E adevărat că o să vă iubiți și o să, mă rog, nu vă mai dați drumul. De asemenea, sunt foarte multe lucruri care nu neapărat o să vă placă la această persoană și viceversa. Să știți că s-ar putea să fie persoana aceasta propria dumneavoastră reflexie. Că de asta spuneam că este o relație de yin și yang. Și atunci, doar să nu vă puneți contra curentului, să nu rezistați schimbării. Anumite lucruri care nu vă plac, anumite lucruri care, eu știu, na, ca de început, normal că există iubirea, atracția fizică, atracția intimă, după care încet, încet încep să observi greșelile, se spune greșelile, mă rog, în ghilimele de rigoare, partenerului. Ar fi păcat să pierdeți așa o relație din cauza unor programe, din cauza unor detalii inutile. Pentru că, din câte se pare, există foarte multă pasiune, iar în momentul ăsta această iubire vine după niște momente de singurătate și din partea voastră și din partea acestor persoane. De asta s-ar putea să fie cumva pe repede înainte. Acum să fac, acum să nu-l pierd sau să nu-l pierd, acum nu mai stau. Ăsta e momentul, știți, să luați pe repede înainte. Veți rămâne cu această persoană, sunt șanse, de fapt, să rămâneți cu această persoană, au căzut foarte multe, până la final, sau este o relație temporară, ca și, eu știu, cu absență, în continuare. Ah, s-a lipit de mână. Este o relație care s-ar putea să... Deci, sunt două situații. În primul rând, dacă nu vă opuneți acestui proces, dacă sunteți atenți la a vă trăi viața în prezent, a încerca o relație matură de data aceasta, cu siguranță lucrurile vor merge foarte bine. Această carte este o carte de avertizare, în ideea în care probabil trecutul vostru a fost măcinat de tot soiul de lucruri distructive. Posibil să vă fi distrus voi doi această relație. Unul în dreptul său, altul în dreptul celuilalt. Celuilalt, în dreptul său, pardon. Nu repetați greșelile trecutului. Asta, în acest context, asta, această carte de final, asta vrea să vă spună. Nu e nici pe departe moarte, nu e nici pe departe catastrofă, accident sau, mă rog, cum poate să fie interpretat, mă rog, singură. Toate aceste cărți, coroborat, luate împreună, este clar această avertizare. Universul vă dă încă o șansă. Ideea este să nu rămâneți în acele energii destructive, autodestructive. Nu m-a sunat, dar de ce nu m-a, l-am văzut cu nu știu care, l-am văzut cu nu știu cine, e adevărat, fiți vigilenți, fiți, dar în echilibru, totul înseamnă echilibru, dacă aveți acest echilibru, dacă nu vă puneți bețe în roate, șansele sunt foarte mici să vă autodistrugeți, să vă distrugeți această relație, să spunem, din nou. Există traume în această relație, pentru cei care, deci nu pentru cei, pentru mesajele celor care nu au avut pe nimeni, pentru reîntoarcerea unei persoane din trecut, pentru că este posibil, o relație în care au fost destul de multe traume, amintiri traumatizante, în ideea de suferință, pentru că v-ați despărțit, ați plecat, v-ați iubit, a fost foarte multă pasiune, foc, pam, pam, la revedere, s-a terminat. Este o schimbare neașteptată. Posibil să fie vorba despre un divorț, mă rog, reproșuri sau pur și simplu lucrurile s-au întrerupt pur și simplu în mod natural, adică în mod natural. Nu ați mai știut unul de celălalt pur și simplu. Dacă aveți în gând, în inimă, echilibru în tot ceea ce faceți și nu vă mai puneți bețe în roate, niciunul, nici celălalt, nici celălalt, asta în ideea în care și discutați despre lucrurile acestea, cu siguranță sunt foarte multe șanse de reușite și de a nu repeta greșelile din trecut. Dar dacă vă
reuniți. S-ar putea ca destinul să vă mai, destinul, s-ar putea ca Universul să vă mai acorde o șansă, poate ultima, de revenire. Pentru că, spuneam, este suflete pereche. Dacă veți avea echilibru, măsură, să spunem așa, în toate, nu mai sunteți geloși, nu mai sunteți, nu știu, foarte posesivi. Aici este foarte multă posesivitate, cu siguranță aveți șanse să rămâneți mult și bine împreună. O dată de 16, 7 și pentru cine mai dorește, o să vă spun puțin despre secvența de 9. Pentru ceilalți care nu vor să mai rămână, vă pup, vă iubesc, să aveți o săptămână absolut minunată, cu echilibru și moderație pentru toată lumea, să știți. Este imperios necesar în această săptămână să aveți echilibru și moderație și să nu îi dați pe afară de nervi. Mai ales dacă aveți niște examene de dat. Niște examene, niște... secvența aceasta de 9-9, ați avut 9-9, reprezintă exact ceea ce spuneam, încheierea unui ciclu și începutul uneia nou. Ce mă bucur? Mă bucur foarte tare. Este asociat acest număr cu schimbări semnificative în viață, cum ar fi sfârșitul unei relații vechi și începutul unei relații noi, sau reluarea acestei relații, ca și cum ar fi, sau ar trebui să fie, n-ar trebui nimic, ar fi foarte bine să se înceapă ca și cum nu v-ați fi cunoscut niciodată, dar fără a repeta experiențele voastre pe care le considerați greșeli. Reprezintă un moment de transformare, de reînnoire. Eu am deschis calculatorul pentru că, așa cum am spus, sunt extrem de foarte multe mesaje pe care nu pot, n-am cum fizic să le învăț pe toate. Mi le-am scos, le-am studiat, dar prefer să vă dau aceste mesaje cât mai clar, fără a intra eu cu intuiția mea. Deci, moment de reînnoire, moment de transformare, nu vă opuneți acestui moment de reînnoire și de transformare. Reînnoire, să știți, era ideea de, dacă vorbim de trecut, este vorba de a reînnoi, adică a relua această relație, dar fără a repeta greșelile trecutului. S-ar putea ca în următoarea perioadă să vedeți aceste numere pe plăcuțele mașinilor, plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor, cărți de credit în diferite locuri, numere de case, că tot vorbeam de chestia asta. Dacă vedeți și acest număr, înseamnă că cu atât mai mult aveți clar șansa unor schimbări semnificative. În orice caz, este foarte bine să fiți conștienți dacă vedeți. Acum nu vă apucați să vă uitați, nu mai faceți nimic, vă uitați după numere de la mașină. Pur și simplu, dacă vă trec prin față, înseamnă că, opa, stai că mi-a zis Aurica ceva despre numărul ăsta. De asta spuneam că trebuie să fiți atenți dacă vă apar în cale aceste nume. Tot felul de semne. S-ar putea să primiți semne de la persoana iubită, s-ar putea să comunicați din ce în ce mai bine, că uite, se și spune că acest număr al îngerilor este un semn al comunicării. Adică este evident că vă așteaptă o perioadă de comunicare. Mă bucur foarte tare că au ieșit așa aceste mesaje, pentru că îmi confirmă anumite mesaje pe care le-am primit pe cale intuitivă. Da, mai aveți, că spuneam, de cărți de credit, etichete de produse, afișaje de digitale, mă rog, alte locuri, este, înseamnă o sincronicitate pentru a vă atrage atenția. Noroc neașteptat în dragoste, noroc neașteptat chiar și în carieră, împăcări. Și ce vreau să vă mai spun este că, știți că spuneam la începutul etalei, și uite că aici se repetă chestia asta, ce mă bucur. Spuneam că este cel puțin o persoană care vă iubește și care este aproape de voi. Și aici este chiar, se subliniază acest mesaj,
În realitate nu ai fost niciodată singur, îngerii tăi păzitori sunt întotdeauna dispuși să fie acolo la fiecare pas dacă le lași. Îți arată semne de sincronicitate pentru a-ți spune că ești iubit și protejat. Acum s-ar putea să te simți gol și singur, să treci prin unele dintre cele mai grele încercări sau prin grele încercări ale vieții, prin dureri și suferințe insuportabile, s-ar putea să te simți gol și singur. Însă există cel puțin o persoană, în afară de ghizii și îngerii păzitori, care se gândește la tine. Este un mesaj foarte puternic și un pasaj din Biblie special pentru voi, pentru această energie. Tot ceea ce ai trecut are un motiv pentru a scoate bine, binele din ceea ce este rău. Știți că în detaliile vechi mai spun că din orice durere este o binecuvântare. Aveți 2, versetul 2, Corinteni, 7 cu 10. Căci Dumnezeu uneori folosește întristarea în viețile noastre, incredibil, pentru a ne ajuta să ne întoarcem de la păcat și să căutăm viața veșnică. Este un mesaj de dragoste, dacă aveți această secvență în energia voastră, speranță, binecuvântare. Acest număr vă spune să vedeți căptușeala, deoarece urmează ceva bun. Este un mesaj pe care trebuie să-l perseverați în perioadele de testare, deoarece recompense grozave vin în ele. Dragii mei, să vă fie de folos acest mesaj, acest pasaj din Biblie, să fiți sănătoși, să fiți iubiți, mă bucur că ne revedem și astăzi. Vă doresc să aveți zile binecuvântate, cu iubire, cu liniște, cu pace sufletească. Așteptați-vă la schimbări importante. Ieșiți din zona de confort, gândiți așa puțin outside the box, pentru că există o perioadă cu foarte multe schimbări. Bucurați-vă de prezent, pentru că Universul lucrează întotdeauna pentru binele nostru cel mai înalt. Numai bine! Vă iubesc! Pa, pa!